asfaltată doar în hârtii. Vorbim despre strada Viilor din cartierul Dorobanți 2, care a fost de-a lungul timpului exponenta celor mai proaste artere din municipiul Buzău. Nu degeaba autoritățile locale au numit-o prioritatea numărul 1 în programul de reabilitare. Pentru cetățenii din zonă, cizmele au fost un accesoriu nelipsit după fiecare ploaie, iar curțile se inundau rapid din cauza canalizării prea ridicate. Din toamna anului trecut au început lucrările de proiectare, iar astăzi pe Viilor s-a trecut la reabilitarea efectivă. Suntem aproape de finalizare cu partea de bordură și refacerea terasamentului. Întreaga lucrare de asfaltare s-ar putea întinde pe durata unei luni întregi. Probabil în 2-3 săptămâni va începe asfaltarea, astfel încât noi sperăm că după Paști strada Viilor va fi asfaltată. Buzoienii care locuiesc pe această arteră așteaptă de 60 de ani asfaltarea străzii. Așteptăm de ani de zile. De ani de zile așteptăm așa și e foarte bine. Cum era ploaie să strângea și de aici și de aici. Ori la țară, ori aici, plătit. Tot aia era. Acum mi se pare... Acum mi se pare un Paște fericit. Am de 60 de ani, am 65. Am zis să merg cu trotineta tot pe stradă. N-am putut. Făceam trotinete cu rulmenți de... Vara praf, eu nu puteai să deschizi eu o fereastră. Toamna, primăvara, noroi, bălți. La cizme. Ceva de groază. Ajunsesem duceam copiii cu cizme, cu pungi de nailon. Asemenea, străzii Viilor în municipiul Buzău mai există încă aproximativ 50 de artere de pământ. Toate vor fi reabilitate din banii primăriei anul acesta. Un alt proiect major în infrastructură va fi realizat din fonduri europene și presupune modernizarea marilor străzi și bulevarde din oraș, cu precădere cele pe care se desfășoară transportul în comun de persoane.